O femeie de 56 de ani din Statele Unite și-a născut propria nepoată. Nancy dezvăluise la sfârșitul lunii septembrie că este însărcinată cu bebelușul propriului său fiu, după ce nora ei a descoperit că nu mai poate avea copii. Nancy a născut-o pe nepoata ei, Hannah, în această săptămână. Totul a mers perfect și ne simțim binecuvântați să o avem în familia noastră, a spus Nancy imediat după naștere, scrie New York Post. După 9 ore de travaliu, a descris experiența ca fiind remarcabilă și spirituală, dar a subliniat că simte oarecare tristețe din cauza despărțirii. Chiar dacă știu că bebelușul se va duce la fiul meu, voi simți un gol, a spus ea. Nancy intenționează să renunțe la serviciu pentru o perioadă și să scrie o carte despre această experiență. Jeff și Cambria, fiul și nora lui Nancy, s-au cunoscut înainte de ultimul an de liceu al tinerei și au știut mereu că își doresc o familie mare. De când eram adolescent, am știut că dacă aș putea fi un singur lucru, aș fi vrut să fiu tată. Abia după 6 ani, tânărul cuplu a avut gemeni, acum în vârstă de 4 ani. Apoi s-au născut Diesel și Luca, acum în vârstă de 13 luni. În septembrie 2022, tânăra femeie a suferit o histerectomie. A fost momentul în care Nancy a intervenit pentru a juca un rol special în familia fiului ei. Nancy și-a început tratamentul hormonal în ianuarie 2022, injectându-se în fiecare zi timp de 12 săptămâni, cu ajutorul soțului ei și al tatălui lui Jeff Jensen, 59 de ani, optometrist. Embrionul fertilizat a fost apoi transferat în uterul ei, o lună mai târziu, relatează Digi24.ro.